Am lipsit 2 zile și am să vă spun unde am fost. Există aici și cine e interesat, pot să-i dau. O invitație din partea Ambasadei României la Beirut, adresată primarului municipiului Pașcan, și o invitație de la Centrul Internațional de Media Press, în care am fost invitat la un congres internațional a municipiilor în Liban. Invitație pe care am onorat-o. La acest congres au fost 3 secțiuni. O bună guvernare, descentralizarea și înfrățirea orașelor. Am intervenit la 2-a temă legate de impozite și taxe și partea care revine municipiilor din impozitul colectat central, 50% în Franța, 10% în Liban, 30% în România, iar la partea a treia, la al treia temă, înfrățirea dintre orașe, am prezentat un material, îl am aici, dacă cineva e interesat să vadă ce am spus despre Pașcani, aveți aici, nu știu câte exemplare sunt, am să vă explic de ce are și niște semne pe el, în care am prezentat municipiul Pașcani. Ca urmare, o primă reacție a fost din partea unui primar din Franța care a spus, domnule, l-ați prezentat de așa manieră încât aș veni în România să văd Pașcani. Zic, cu multă plăcere, sunteți binevenit. În prima zi am fost primit la Ambasada României și mi s-a prezentat Beirut, am avut o discuție despre Pașcani, despre Liban, despre Beirut, m-am lămurit cu niște lucruri și poate într-o întâlniri în particular și vă spun câteva lucruri interesante pe care nici eu nu le-am știut. A doua zi am fost invitați de primăria din Baalbek, un oraș situat în Valea Beca, 130.000 de locuitori, care dorește să se înfrățească cu Pașcani. Vom transmite, e o atribuție exclusivă a primarului, o invitație pentru sfârșitul lunii septembrie, începutul octombrie, pentru că au Ramadanul și în perioada asta ei nu se mișcă, ca primarul, viceprimarul și niște oameni de afaceri să facă vizită la Pașcani. Ei suportă și transportul și cazarea, noi rămânând să oferim niște mese de protocol, un lucru foarte important. A treia zi am participat la Gazir, un orășel de lângă Beirut. De fapt, Libanul este un oraș continuu pe coasta Mării Mediterane. După o faleză de 200 de metri, munții Liban pe versantul dinspre mare este construit, e numai oraș peste tot. Deci am mers 40-50 de km în nord și în sud. Cât se vede cu ochii, toți munții sunt construiți, în sensul că există construcții de locuințe, iar noaptea este o priveliște fantastică pentru că se aprind toate becurile și atunci toată coasta este iluminată. Am primit de acolo o plachetă. Mâine voi prezenta în Consiliu Local raport asupra ceea ce am făcut eu. Am făcut o impresie foarte bună, am avut onoarea să fiu asistat și de un reprezentant a ambasadei atașatul cu problemele României la Beirut. Și am mai primit o propunere foarte interesantă, și anume de a organiza anul viitor la Pașcani un congres internațional a municipalităților româno-libanez sau româno-arab, în sensul că să fie invitați primar din țările din Golf. Arabia Saudită, Emiratele Unite, Libanul, rămâne sub rezerva. Am spus, suntem onorați de o asemenea propunere. Vom supune Consiliului Local o asemenea inițiativă. Ni s-a precizat din start că ei își vor plăti transportul și cazarea, rămânând ca noi să ne ocupăm de partea de protocol. Gândindu-mă la faptul că avem sala mare, care zic că anul viitor va fi gata, sala de la Casa de Cultură va fi gata, în plus sala de la seminarii de sus, ne-au mai rămas vreo 40-50 de fotolii din sala mare, o să le punem acolo și o să facem o sală foarte frumoasă, cu ce avem, cred că avem logistica pentru a organiza conferințe, mese rotunde, că se discută pe
teme și am putea face acest lucru. Singura problemă la care m-am gândit și poate mă ajutați este legată de cazare. Nu știu ce condiții sunt la Hotel Central, să dăm un telefon să vedem ce posibilități au. Eu am spus că ne înaintează într-o lună, două, scrisoarea de intenție. Așa se procedează. Trimite o scrisoare de intenție dacă Consiliul Local. Acest lucru pe care îl fac eu, l-am promis în campania electorală, că voi deschide porțile pentru pașcani. Nu e puțin lucru, nu e puțin lucru să fii invitat, nu e puțin lucru să participi la dezbateri, nu e puțin lucru să prezinți un material într-un congres internațional, deci nu m-am dus acolo să stau și să ascult. Și spun că este extraordinară această inițiativă. Deocamdată n-am cheltuit nimic, am cheltuit din banii mei personale. Mâine voi prezenta în Consiliu un raport asupra vizitei mele. Spre decontare. Vreo 500 de euro, de dolari au costat cazarea și vreo 700 de euro au costat sau 800 de euro au costat biletul. Iași, București, București, Beirut și întors. Deci mâine voi prezenta un raport în Consiliul Local pe această activitate. Ultimul lucru care vreau să vă-l mai spun este că am o invitație și am să o onorez, dar asta am să o onorez pe cheltuială proprie. Am avut onoarea de a fi inclus în delegația oficială pe care va fi condusă din alt preasfinția sa Mitropolitul Teofan în Israel. Între 2 și 7 octombrie, pentru mine este o onoare, o voi da curs acestei invitații și voi merge cu domnia sa în Israel între 2 și 7 octombrie.